Peste 15.000 de persoane au vizitat târgul de meșteșuguri și produse tradiționale Rod cu Spor, ediția a doua, organizat de Muzeul Golești în weekendul trecut. O figură emblematică a manifestărilor care promovează tradiția și cultura populară este Alexandru Ilinca din Râmnicu Vâlcea. Are faima de a fi ultimul opincar din Oltenia, dar și singurul care a reușit să încalțe cu opinci pe prințul Charles al Marii Britanii, pe președintele Franței Emmanuel Macron, dar și pe președintele României, Klaus Iohannis. Ce anume faceți? Acum e partea finală a unei opinci. Ei, punem doasițele și dăm găurile laterale pe unde se leagă. E mai complexă opinca. Dacă o luăm cu începutul, începem cu materia primă, care depinde din ce ai ca să o confecționezi. Pentru că se confecționează începând de la piele de porc, terminând cu coaje de copac. Au fost perioade și momente când au confecționat din coaje de cireș, opincile. Că n-aveau, oamenii erau foarte săraci. La târg a fost prezent și fostul ministru al agriculturii, Petre Daia, și el a tras de produsele aflate la vânzare. Care și-o iau, domnule Sădula? N-aveți o piesă. N-aveți, spuneți una pe care pot să-i dau unui nepoțel. Nepoțel? Da. Astea tot două și toate, nu? Da. Da-ți o piesă. 80 de producători și meșteri populari din 6 județe au venit la Rod cu Spor, cu cele mai bune produse, fructe, legume, conserve, carne și lactate. De asemenea, meșterii populari din domenii precum țesut, cusut, olărit, sculptură, păpuși, pictură pe sticlă au adus produse tradiționale românești.